Gratie, te rugăm să ne sprijin și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune închinată lui Dumnezeu. Sfântul mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0766-536-536. Hotel Carol, locul unde se întâlnesc cultura, istoria și arta. Camera regelui este pregătită pentru tine, la fel și camera prințesei. Hotel Carol, locul în care arta este la ea acasă. Hotel Carol, în Gherla, strada Mihai Viteazu, numărul 12. Te așteptăm să-ți transformi visul de poveste în realitate. Hotel Carol, locul pe care trebuie să-l vizitezi măcar o dată. Hotel Carol, locul în care vei fi tratat regește. Informații și rezervări la 0738-041-006 sau pe Booking. Rugăciune, smerenie și nădejde, jertfă, credință și sacroterapie. Primiți daruri pentru suflet și regăsiți pacea inimii de luni până vineri de la 22 și duminică de la 18. Aducător de bucurie, o emisiune prezentată de părintele profesor Emilian Prodan. Vă doresc să-L aveți pe Dumnezeu în sufletul vostru și să fiți fericiți. Iubirea nu se poate măsura, dar se poate oferi fără măsură. Sfântă Mare Muceniță Agnia, cea iubită de Dumnezeu între sfinți, fii grabnic ajutătoare celor ce îți cer ție ajutorul. Ridică valul suferințelor sufletești și vindecă-ne rănile trupești. Dă mângâiere celor nedreptățiți și adu în viața noastră lumina bucuriei. Te cinstim cu smerenie pe 21 ianuarie. Cei care o vor alege pe sfântă, protectoare a vieții, pot suna pentru a cere să ajungă în casa lor. Armenopolis. În inima Transilvaniei, într-un oraș plin de istorie și spiritualitate, în apropierea mănăstirilor Nicula, Rohia și Sfântul Anton, în orașul cu tradiție armenească Gherla, vă așteptăm să explorați pagini de istorie, cultură și tradiție îmbinate cu povești de viață. Armenopolis, în Gherla, strada Mihai Viteazu, numărul 15. Informații și rezervări la 0738-041-006 sau pe Booking. Sfântă Mare Muceniță Cecilia, cea care ești sfântă a bucuriei, protectoarea muzicienilor și ajutătoare a celor care vor să se căsătorească, adu prin icoana ta cea sfințită iubire în viața mea și binecuvântare sufletului meu ca să ascult muzica îngerilor și să transmit puterea ei tuturor celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Te cinstim cu bucurie pe 22 noiembrie. Cei care o vor alege pe sfântă, protectoare a vieții, pot suna pentru a cere să ajungă în casa lor. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a vă păstra bucuria în suflet și a o dărui celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău.
cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce ți pot schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei sale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră prezentă și viitoare și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șanse celor care o caută să le primească? Nimic nu este întâmplător. Nici întâlnirea cu Părintele Emilian prin cele patru cărți ce vă pot schimba viața. Sunați acum la numărul de telefon, stocul este limitat. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația TSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Multă vreme s-a considerat că între știință și spiritualitate există o contradicție, poate chiar o opoziție. Cât de fals! Sunt Grig Oprea și vă invit ca în fiecare seară de luni, de la orele 18, să urmăriți emisiunea Știință și Spiritualitate. Să aveți bucurie sufletelor dragi. De acum, în fiecare seară, începând cu orele 22, voi fi prezent în casele dumneavoastră pentru a aduce pansamentul de suflet prin conferințele mele și prin emisiunile mele de altfel, care vin pentru alinarea sufletului și pentru a vă învăța să deveniți puternici. Doamne ajută! Sunt Adriana Miclea. Și vă invit în fiecare joi de la ora 18 și în reluare vinerea de la ora 18 la emisiunea De la Materie la Spirit. Este singura emisiune de știință, tehnologie și spiritualitate unde se oferă soluții practice din 2021 până în prezent. Urmăriți!